Roberta Metsola, unul dintre cei mai importanți susținători ai aderării României la Schengen, va fi în România pentru 2 zile. Președinta Parlamentului European se va întâlni cu Klaus Iohannis și va susține un discurs în Parlament. Despre importanța acestei vizite ne vorbește colega mea Emma Stoica. Emma. Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. O vizită foarte importantă și cel mai probabil în discuțiile pe care Roberta Metsola le va avea atât cu președintele Klaus Iohannis cât și cu președinții celor 2 camere ale Parlamentului, se va discuta despre procesul de aderare a României la spațiul Schengen, pentru că inclusiv în Consiliul European, ultima ședință importantă la nivel european unde șefii de stat s-au întâlnit, Roberta Metsola a deschis acest subiect, a spus că este dezamăgită de faptul că cei din Consiliul Lorjai au votat împotriva României și că trebuie găsite soluții. Știm în momentul de față că Austria este practic ultimul stat care se opune direct aderării României la spațiul Schengen. Probleme sunt în continuare și cu Olanda, care se opune de data aceasta la Bulgaria, dar Bulgaria este împreună cu noi în procesul de aderare și cel mai probabil liderii țării noastre, președintele Klaus Iohannis, președinții celor 2 camere, vor încerca în continuare să vorbească cu președinta Parlamentului European pentru a-i susține în acest proces de aderare la spațiul Schengen, pentru că anul viitor este un an foarte important. În februarie va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului European în care se va discuta despre problema migrației, problema ridicată de fapt de către Austria pentru că s-a opus împotriva României. Acum vedem că ziua de astăzi ar fi trebuit să fie și una în care se dezbate în Parlamentul României de ce România nu a aderat la spațiul Schengen. Era așteptat ministrul de externe Bogdan Aurescu să explice la ora guvernului care au fost problemele, însă acesta se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, de aceea nici nu a ajuns aici în Parlamentul României. Vedem lucruri foarte importante, discuții foarte importante. Așteptăm și noi să ascultăm discursul președintei Parlamentului European aici în Parlamentul României, iar după amiază, mai exact în această seară, la Jurnalul de seară veți putea să urmăriți în direct, în exclusivitate, interviul pe care îl va oferi Roberta Metsola lui Digi24. Mulțumesc, Emma. Urmărim și noi vizita președintei Parlamentului European în România și, dacă vorbim de ea, Roberta Metsola a promis că va face tot ceea ce îi stă în putință să ajute România să intre în Schengen. Și s-a declarat foarte dezamăgită că țara noastră și Bulgaria au fost amânate încă o dată la ultimul Consiliu European. In the meeting with the leaders, I had a very strong message on behalf of the European Parliament on the broken promise that was made 11 years ago to Bulgaria and Romania. This needs to be fixed. There is no justifiable reason not to admit Bulgaria and Romania to the Schengen area.